Domnule senator, v-ați prezentat azi 5 iunie, alegeri locale, cu ce gânduri ați votat? În primul rând, n-am lipsit niciodată, să știți. De când sunt major, de fiecare dată mi-am exprimat votul, pentru că mi s-a părut firesc, e un drept cetățenesc, un drept pentru care toți l-am dorit. Doi, am votat ca toată comunitatea de la Roman pentru primărie, Consiliul Local, Consiliul Județean, pentru că eu chiar doresc binele acestei comunități și cred că gândurile noastre și votul nostru, pentru că de asta suntem astăzi, trebuie să se îndrepte către oamenii cei mai capabili, cei mai curați, cei care pot, doresc și se implică în binele acestei comunități romașcane. Eu sper ca și viitorul primar și echipele de candidați și viitori consilieri locali și județeni să fie mai buni ca cei care au fost, să fie mai curați, să fie cu adevărat interesați de problemele comunității, întâi. Întotdeauna vor exista și interese personale, haideți să nu ne ascundem, însă una peste alta sper ca echipele alese astăzi să fie mai bune ca cele care au fost, să fie mai tinere, să aibă votul depus astăzi, să aibă ca rezultat oameni moderni, oameni ai generațiilor care s-au format în principal și educat după 1990 și cred eu că Romanul, chiar dacă nu va vota la un loc cu țara, cum s-a întâmplat de atâtea ori, merită să aibă o soartă mai bună. Cum vi se pare afluența asta de și chiar coza? Ați văzut că Am stat la coadă, nu m-a deranjat deloc, mă și bucur. Cu cât mai mare reprezentativitate, cu atât mai bine. Însă sunt alegeri locale și la alegeri locale cetățenii gândesc în alți termeni decât la alegeri generale. Gândesc în termeni apropiați nevoilor fiecăruia. E primarul meu, e consiliul local al meu, pe mulți dintre candidații îi cunoaștem și atunci ne facem datoria. Sper ca spre deosebire de alți ani să vină și noua generație. Când spun noua generație, mă refer la cei care au mai mult de 18 ani până la 40, să zicem, să vină mai mult la vot, să se implice mai mult și aruncând o privire peste echipele care au fost propuse la toate partidele politice, am constatat, cu plăcere de altfel, poate nume necunoscute, dar nume de tineri și suficient de multe, poate nu așa de multe ca altă dată, doamne. Vis-a-vis de campania electorală, domnule senator, dacă ați putut monitoriza atât cât s-a putut, cum vi s-a părut? A fost atipică în sensul, campania electorală a fost atipică în sensul în care reglementarea actuală este altceva decât a fost anterior. Deci, cred că a fost o campanie, cât am putut să o urmăresc eu la Roman, mai puțin implicat am fost, o campanie cu bun simț, n-am auzit jigniri majore, poate pe la Piatra Neamț s-au mai auzit ceva în ultimele zile, dar n-am auzit jigniri majore. În general, s-a ieșit cu proiectele pozitive, în sensul în care cei care candidează doresc să facă ceva, s-a ieșit și cu accente critice. Niciodată nu trebuie să te superi, mai ales când ești în politică, și vă spun unul cu multă experiență în politică, nu trebuie să te superi dacă cineva te critică. De bune sau de rele. Uneori are dreptate, alteori nu are, însă totdeauna va trebui să ții cont de critici. Doamna doctor, da, dacă îmi permiteți o ultimă întrebare, vis-a-vis de corectitudinea votului și de eventuale fraude, avem și un sistem modern de această dată cu scanarea actului de identitate. Credeți că am mai putea asista la neplăceri? Incidente minore s-ar putea să fie, însă haideți să fim serioși, în ultimii ani incidente majore, în sensul în care s-a deturnat sensul general al votului, nu au fost. Că nu au venit oamenii la vot, asta a contat și de multe ori a influențat, dar să spunem că s-a fraudat în sensul schimbării unei majorități, nu s-a pus problema. Doamna președintă Andrei Daniela, fiți amabilă, vă rog, și spuneți-mi la secția 103 cum a decurs votarea până la ora la care suntem noi, 12:30? Până la ora 12:30 votarea a decurs în regulă, n-am avut incidente. Primul votant cred că a venit chiar de la 75, mai în vârstă. În general, la început au venit oameni mai de vârsta a treia, acum vin persoane mai de vârsta a doua, de tineri. Da, s-au votat cam aproximativ 250-300 până acum, din 1763. Așa. Da. Spuneți-mi dacă
pe parcursul întregii zile a fost această coadă? Nu. Cozile sunt așa, când vin în valuri, da. Când vine câte unul, doi, când vin în valuri, depinde de ore. La prânz, probabil după amiază, din experiența mea, o să mai fie și se fac și se formează și datorită sistemului informatic, care deci durează până scanează buletinul, până noi încercăm să meargă tot strună. Dar și să nu avem probleme cu sistemul, până acum a fost ok. Deci, membrii comisiei? Membrii sunt toți, e liniște și pace. Deocamdată funcționăm în regulă. Bună ziua, domnule președinte Mocanu. Bună ziua. Spuneți-ne cum ați votat, cu cine nu vă întrebăm, că ați voie, cum ați votat? Deci am votat, așa cum am spus-o și la declanșarea campaniei, pentru soarta individului din Roman. Voi face un alt fel de politică în sprijinul cetățeanului. Am în vedere faptul că poverile care stau pe umerii lor sunt insuportabile. Pentru aceasta mă voi lupta în Consiliul Local, în condițiile în care romașcanii mă vor vota și mă vor trimite acolo.